Vai, de capo, meu. Chi ora salutare de aici din Queenstown, Noua Zeelandă. Eu sunt Marian Marcel și voi vă uitați la vlogul de călătorie Marian Adventure. Astăzi îmi încep ziua aici pe lac, împreună cu rațele. O să-mi beau cafeluța aici într-una din aceste terase din spatele meu, după care o să mă îmbarc pe o barcă super rapidă, care încă nu știu cum funcționează și cu care o să merg pe un râu prin niște canioane. Aștept această experiență cu mare nerăbdare. De-abia aștept să văd cum e în această barcă. Așadar, astăzi o să-mi petrec ziua, o să-mi încep ziua cu această experiență, după care cred că o să iau un autobuz și o să mă duc în următorul orășel, pentru că tot am cardul de la autobuze. O să mă duc în următorul orășel, care se cheamă Arrowtown. Să arunc o privire și pe acolo, poate fac și pe acolo un trekking. How many power have this boat? About 850 horsepower. Oh my god. A lot. It just never ends well. Cam ăsta e instructajul și care îl fac eu când se urcă cineva cu mine în mașina de drift în dreapta. Oh, you'd be amazed what people do, but yeah, don't do that. Best spins, guys. We'll be doing some spins. They're good fun. Okay, they'll be a little bit wet, but I don't think today's really going to be an issue about getting wet. You'll just have a lovely blow dry 2 seconds later. So I'm going to warn you before we do a spin. Your finger above the head. Okay, so that'll give you roughly 5. Și am pornit. Wow. Deci cum se simte forța motoarelor? Incredibilă senzația! Cât de tare e asta! Efectiv de-a latul pe apă cu o barcă de 850 de cai. Deci exact senzația de la drift. De tare! Acum ne zice să ne ținem bine, pentru că o să facă niște cerculețe. Oh, 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 oh.
cât de tare a fost asta? Doar driftul îl mai pune acest zâmbet tâmp pe față. Ne avertizează că vom face din nou 360 de grade. Wow! Foarte, foarte tare! Și de aici vom intra pe râu. Wow, ăla a fost un clipping point. De aici o să intrăm pe râu. Va fi și mai și. Omul este clar sărit un pic de pe fix. Wow. Deci ne îndreptăm spre râu. Sunt niște cascade. Mai de capul meu. Vom face și un 360 de grade aici. Mă! Omul este dement de-a binelea. Deci efectiv se bagă la clipping point-uri ca noi la drift. Nu e pe treaba lui. De-a latul. Cât de tari poate să fie astea.
o să mă pun să mănânc aici în părculețul ăsta, printre rățuște, lângă acest râu foarte cristalin care curge pe lângă mine. E plin de porumbei, curățenie, foarte faină zona. Deci, cum ați văzut, mi-am luat această lasagna și niște bacon, care nu o să pot mânca tot, clar. Acum, probabil, nu mi-ajunge și pe diseară și pe mâine dimineață. Pentru toate astea am plătit $15, adică 45 de lei, deci încep să învăț și am ieșit mai ieftin ca ieri. Ieri, na, a fost prima zi și întotdeauna, în prima zi, te arunci pe niște chestii fără să le studiezi prea mult. Dar acum deja încep să le învăț și să văd că se poate trăi și mai ieftin aici, în Noua Zeelandă. După ce o să mănânc, o să mă duc să văd de unde iau un autobuz, să mă duc până în Arrowtown, un orășel vecin cu Queenstown, să arunc o privire și pe acolo. M-am dat jos din autobuz aici în Frankton, pentru că de aici pornește râul Caverow, pe care tocmai am fost cu bărcile alea rapide. Și din barcă am văzut un pod foarte interesant, care trece chiar pe deasupra râului și vreau să mă duc până acolo să văd cam cu ce viteză trec bărcile. Pentru că din barcă se vedea foarte, foarte tare. Acum sunt curios cum se vede de afară. Deci de aici, de sub acest pod, pornește râul Caverow, pe care tocmai am fost cu barca de viteză. Acum o să aștept să vină o barcă, să văd cam cu ce viteză se trece pe aici. Din ce ne spunea pilotul bărcii, am mers cu 100 de mile pe oră. Asta înseamnă aproximativ 160 de km pe oră. O viteză foarte, foarte mare pe apă. Pe terestru nu e o viteză foarte mare, dar pe apă, credeți-mă că 160 de km pe oră e extrem, extrem de mult. Deja văd venind o barcă, făcând drift pe apă. Deja e dintr-un mal în altul. Și e chiar de la compania cu care am fost eu. Foarte tare, foarte, foarte tare. Imaginați-vă că vine cu 160 de km pe oră. E mega tare! Și a trecut pe sub pod în viteză și a luat stâlpul ăla ca și clipping point. Incredibil, incredibil. Deci de afară se vede și mai spectaculos decât din barcă. Foarte, foarte tare acest sport cu bărci, care aici a fost inventat. Aici în Queenstown, pe acest râu. Ia uitați barca. Foarte tare. Aici am văzut o chestie foarte interesantă. Și anume la poarta unui nene, care probabil e apicultor. Uite că albinuțele sunt pe sticlele de miere. A pus aceste sticluțe la poartă. Pentru cine dorește, bineînțeles, bagă banii aici pe această fantă în aceste lăzi de stup. Bineînțeles că mor de curios cum arată mierea de aici. Așa că asta o să fac și eu. O să-mi iau un borcănaș din ăsta de miere, pentru că și eu sunt mâncător de miere și îmi place mierea. Așa că vreau să o gust și să văd dacă e la fel de bună ca mierea noastră din România. M-am băgat aici la umbra unui vișin ca să testez această miere care tocmai am cumpărat-o.
Da, este deosebită. Are gust aproximativ cum e la noi mierea de salcâm combinată cu un pic de tei. Senzațională. Vă spun asta pentru că eu sunt cunoscător în miere, deoarece taică-miu a fost toată viața apicultor. Extraordinar de bună. Și clar este o miere curată pentru că, din nou, fiind cunoscător, o cunosc. Tocmai mi-a atras atenția acest indicator și anume nu Milford Sound, ci Invercargill. De ce Invercargill? Pentru că pentru mine acest orășel are o însemnătate foarte, foarte mare și anume aici în acest orășel a trăit omul care m-a inspirat să mă apuc de drift. Aici a trăit celebru Burt Monroe, un om absolut normal care a avut o pasiune și și-a modificat o motocicletă de la zero, făcând-o, aducând-o la niște performanțe extraordinare pentru acea vreme. Chiar a doborât niște recorduri de viteză la vremea aceea. Dar mai mult decât atât, ajunsese să se dea într-un loc unde veneau cei mai puternici, cei piloți din lume. După viața acestui om s-a făcut și un film, se cheamă The World Fastest Indian și este cu Anthony Hopkins. Dacă n-ați văzut acest film, vi-l recomand din toată inima. Deci, cum vă spuneam, pentru cine nu mă cunoaște, eu mai am încă o pasiune, sunt pilot de drift. Am început să fac treaba asta absolut de la zero. Doar am participat la o etapă ca spectator și acolo m-am virusat. Văzând ce oameni sunt implicați în acest sport, cunoscând piloții, am zis trebuie să fac orice ca să-mi pot petrece timpul printre acești oameni. Ăsta a fost scopul. Și bineînțeles că l-am atins. Mi-am cumpărat o mașină, un BMW 3.6 stock. A fost foarte, foarte ieftin la vremea aceea, ceva de genul 200-300 de euro, care încet încet am început să-l modific și am ajuns până la urmă să mă dau în campionatul național de drift printre cei mai puternici piloți de drift din România, ceea ce pentru mine a fost maximul care mi-l doream în acest sport. Acum sunt într-o pauză competițională, deoarece nu mai am motor la mașină, pentru că se cerea un upgrade. Clar, trebuie, mergând, făcând sportul ăsta, vrei mai mult, mai mult, mai mult. Așa că se cerea un upgrade și urmează să-mi pun un alt motor mai puternic pentru a putea să concurez din nou împreună cu colegii mei de acum din Campionatul Național de Drift. 2 dolari mi-a luat de pe cardul de autobuz ca să ajung din Queenstown în Arrowtown, unde m-am trezit fix într-un scenariu de film western. Efectiv arată ca în filmele western totul pe aici. Sunt doar case în acest stil, toată arhitectura este la fel. Foarte, foarte interesant. Mă aștept să tragă careva după mine de pe aici, de prin casele astea. Deci fix scenariu de film western. Hai să o luăm un pic pe aici. Să aruncăm o privire. De fapt, orășelul ăsta, Arrowtown, este un orășel de căutători de aur. Pentru că aici aproape este râul Arrow,
la care o să mergem imediat, care este unul dintre cele mai bogate râuri în aur. Citeam mai înainte despre treaba asta. Da, arată foarte mișto. Foarte, foarte tare. Pentru că tot mă aflu într-un scenariu de western, bineînțeles că o să beau un whisky și vreau să mulțumesc celor care ne-au donat azi noapte, la mine a fost azi noapte, niște bani și să beau în cinstea lor un whisky. Mulțumesc și toate cele bune de aici din Arrowtown, Noua Zeelandă. Așadar, acesta este Arrow River, râul care se spune că conține foarte mult aur și sunt foarte mulți căutători aici pe acest râu. Se mai spune și că zona a fost foarte bogată în aur și s-a extras și se extrage foarte mult aur de aici, din zonă. Un lucru e sigur, culoarea apei și a nisipului îmi amintește de râul care coboară din Sarmisegetuza Regia. Coincidență sau nu, și acolo este foarte mult aur. O să merg un pic pe râu în sus, pe sub aceste sălci, care sunt exact ca la noi, exact sălcile care sunt la noi pe voi. O să mă duc un pic pe râu în sus să văd cam cum arată zona, care pare foarte sălbatică, exact cum îmi place mie. Cum spuneam, e plin de delay pe aici. Încă o chestie foarte tare. Ăștia au luat-o pe râu. Mi-ar fi plăcut să stau mai mult pe aici, prin această zonă, să merg mai mult pe râul ăsta în sus, să-l explorez, pentru că pare o zonă foarte sălbatică, exact genul care îmi place mie. Dar, din păcate, trebuie să mă întorc înapoi. În Queenstown se prind autobuzul și vreau să și mă pun în pat mai devreme astăzi, pentru că mâine dimineață trebuie să mă trezesc la 5 pentru că am zbor. Voi zbura spre Christchurch, de unde am închiriat o mașină. Am stat toată vara pe oferte și până la urmă am prins una extraordinară, și anume, companiile de închirieri câteodată scot niște oferte de genul relocation car. Și anume, vor mașini din insula de sud duse în insula de nord. Pentru ei va fi gratis, pentru mine mă va costa doar benzina. Problema e că nu știu ce mașină o să conduc, nici nu mă interesează. Sper să fie una puternică. Așadar, de mâine o să fiu cu mașina din Christchurch spre Auckland. O să închei acest vlog aici. Vreau să mulțumesc încă o dată celor care au simțit să doneze niște bani. Nu prea sunt obișnuit cu așa ceva, dar pe undeva înțeleg, pentru că și eu la rândul meu am donat bani pentru situații pentru care am simțit. Așadar, încă o dată vă mulțumesc. Urmează noi aventuri din Christchurch înspre Auckland. Eu sunt Marian Marcel, voi vă uitați la vlogul de călătorie Marian Adventure și până mâine vă spun la revedere!